Și vestea este că cel care este din veșnicie în veșnicie, cel care n-are început și care n-are sfârșit, cel pe care nu poți să-l cuprindă universul universurilor, niciun univers nu poate să-l cuprindă că au fost făcute de el, cel care este din veșnicie în veșnicie, el a ales să se lase cuprins de un trup. Și a ales să devină ca noi, ca să ne poată cuprinde pe noi în familia Tatălui și să ne unească din nou cu Tatăl, El, Iisus Hristos, cel care era singurul vrednic să vină și să plătească prețul, cel care era singurul care era gata și care putea să vină să facă asta pentru noi, ca noi să fim una cu Tatăl. De aceea lăudați pe Domnul, lăudați-L pe Domnul în ceruri, lăudați-L în înălțim, lăudați-L toți îngerii Lui, lăudați-L toată oștirea Lui, regii pământului și toate neamurile, prinții și demnitarii pământului, tinerilor și tinerelor, bătrâni și copiii deopotrivă, lăudați pe Domnul, să lăudăm numele Domnului pentru că numele Lui este înălțat, iar măreția Lui, măreția Lui este mai presus de pământ și ceruri, măreția Lui e mai presus de univers, măreția Lui e mai presus de orice. El ridică un col poporului său. Aceasta este pricina de laudă pentru toți credincioșii. Fii ai României, fii ai României, popor care suntem aproape, lăudați pe Domnul! Lăudați pe Domnul! A venit să-ți merim.